Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și cum mă învârteam eu ieri prin bucătărie să mai gătesc câte o chestie, să mai aranjez câte ceva, mergea un radio sau un televizor, nu mai știu pe undeva, și la un moment dat aud tare în bucătărie: ați luat șpagă, domnul Petreanu! Ați luat șpagă, domnul Petreanu! Păi mi-a străit inima, era să scap farfuria. Hă? Ce? Eu, de unde a venit asta? Doctorul de la Marius Nasta, mă. Petreanu. Cornel Petreanu. N-am nicio legătură, vreau să vă precizez, nici eu, nici familia, nu suntem, este doar o coincidență de lume. Gata, atâta voiam să spun de fapt. Da, și după ce m-a liniștit, am uitat la acest al N-lea scandal de șpagă, de fapt de condiționare a actului medical, că asta este problema, tot zic, este îngrozitor. Faptul că vrei tu să oferi un cadou cuiva, oricui, este în regulă, adică nu asta este problema. Problema e condiționarea actului medical, care e ceva mai jegos, nu există. Relația între un medic și pacientului este, trebuie să se bazeze pe încredere. Te duci la omul ăla că ești bolnav, suferi, îi ceri ajutorul. Ăla condiționează, e o chestie profund inumană, să condiționezi ajutorarea cuiva de o șpagă, de niște bani pe care ți-i dă, sau produse, în condițiile în care ai salariu mare. Iar medicii ăștia, acolo era aparent o grupare infracțională de extorcare a pacienților. Sunt convins că ați auzit știrile. Da. Doi chirurgi, un medic specialist, trei anesteziști, trei rezidenți. Deci era o grupare infracțională. S-au organizat să, asta să facă, să extorcheze pacienții și cereau bani și bunuri. Reiese din comunicatul parchetului. Dacă citești pe îndelete comunicatul parchetului, observi această frază. Citez: au primit în mod repetat diferite sume de bani și bunuri de la diversi pacienți ai acestui spital în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu. Ce bunuri? Și surse din anchetă care sunt citate de presă susțin că unul dintre medici a luat la un moment dat haina unui pacient care i-a zis că n-are bani, i-a plăcut geaca. Asta să zicem că a fost o întâmplare, un caz izolat. Regula pare să fi fost ca băuturile primite, acest medic, nu știu care dintre ei, este suspectul P, dar pe unul îl chema Paler, pe unul Petreanu, deci poate să fie oricare dintre ei. Regula era ca băuturile primite să le dea, solicitate și primite, le dea la vânzare cu paharul, în cărciuma din satul natal. Dacă n-ai pivniță, n-ai frigider, le valorifica... Țigări la bucată. Bă, băiatul. Dă-i seama. Vremuri grele, tati, nu mai sunt bani și... Băi, nu, hai, bune, lasă-mă în pace. Deci, ancheta durează de mult timp acolo. În ultimul timp, anchetele astea sunt bine documentate. Nu mai sunt anchetele de pe la jumătatea anilor 2000, când aveau înregistrări incomplete sau ceva. Acum le documentează bine, au răbdare și foarte bine că fac asta. Fac dosare beton. Am auzit interpretări, dar de ce i-au lăsat 6 luni pe ăia să facă nu știu ce? Păi ca să facă un dosar beton, pentru că dacă se grăbeau și făceau numai o înregistrare într-o zi, pierdeau în instanță. Așa se joacă. Și procurorii anticorupției au intrat pe fir de anul trecut, în urma unor denunțuri, și s-au instalat microfoane, înțeleg, în cabinete, în sălile folosite de medici, și probele par a fi solide din moment ce judecătorul de libertăți a decis arestarea celor doi medici chirurgi. Și uluitoare sumele ridicate, de sechestrate de procurori în urma percheziților din casa unuia dintre cei reținuți au fost ridicate 2,4 milioane de lei, plus mărunțiși de alte câteva zeci de mii de euro în diverse bancnote. Cred că se mai strâng vreo 100 de mii de euro acolo. Deci 500 de mii de euro în lei și alte bancnote. 500 de mii. Aici este și o problemă cu banii cash pe care îi ridică. Știi că ăștia, banii ăștia trebuie spălați cumva. Ai două... Nu pot fi puși în conturi și păstrați în bancă. Ai 2,5 milioane de lei primiți, solicitați și luați ca șpagă, cash, într-o sacoșă, în cutii de carton în casă. Sigur, te duci și îți cumperi cu cash. Ce-ți cumperi tu cu cash? Plătești benzina, cash, mai... Dar există o limitare de 10.000 de lei pentru plăți cash în România pentru firme, și care limită care ar trebui să coboare acum la 2000 de lei. Și atunci trebuie să te duci să-i depui la bancă. Dar când virezi sau manevrezi sume mai mari de 10.000 de euro, când depui sume mai mari de 10.000 de euro, trebuie să justifici suma. Care e sursa? Și trebuie să inventezi o sursă. Și dacă ai inventat o sursă, dacă ai spus o minciună, se consideră că e spălare de bani.
Deci o circumstanță agravantă. Așa că stau cu 2,5 milioane de lei în casă și încă vreo 100 de mii de euro cash și se uită la banii aia. Că prea multe, ce să facă? Se duc și cumpără o casă, trebuie să cumpere de la un particular o casă, care brusc are el problema asta. Sigur că sunt unii care se descurcă, dar ești la limita legii sau chiar infractor în momentul în care te joci cu bani cash câștigați în mod ilegal. Deci eu acum îmi dau seama că nu e bine să ai atât de mulți bani. Uite, da, devine o problemă. Numai probleme. Medicii aceștia acuzați ar fi avut tarife fixe, deci pagă, și pe parcursul investigației, care, cum spuneam, a durat câteva luni, unul dintre ei ar fi și indexat suma cerută, de la 5.000 la 6.000 de lei, că e inflație. Uite, asta e o altă chestie care pe mine mă cutremură, apropo de sumele astea fixe, știi? Că, ok, sunt medici care, nu toți, dar sunt care condiționează actul medical, dar de multe ori omul vine cu ce are, știi? Și atunci poate vine cu 1.000, da, cu 2.000, cu 3.000. Piața. Da, și nu-i acceptă refuză. Banii respectivi, îl refuză, da. Știi? Dar aia sunt toți banii mai pe care îi are omul respectiv, știi? A trimis pacientul la bancomat, ăla i-a zis că nu are decât atâta și a zis la bancomat și a adun mai mult. Da. Adică devine și mai urâtă treaba, știi? Da. Adică, băi, dacă îmi dai 5.000, bine, dacă ai numai 2.500, îmi pare rău. Iată mărturia unui pacient, citată de Observatorul Antenei 1. Citez. Soțul meu a fost la acest spital, la doctorul P, deci unul dintre ei, care cu toate atențiile date nici nu a pus mâna pe el, a lăsat un rezident care l-a cusut pe viu, ca pe un porc. Uite. Ministrul Sănătății Alexandru Rafila comentează, citez. Este profund imoral ce s-a întâmplat acolo. Nu știu, spune ministrul, unde au crescut acești oameni, cum au fost educați sau ce anume le-a determinat acest comportament de lăcomie și de dispreț față de pacient și față de suferința lui. Declar că discutăm de o tulburare profundă a unora dintre colegii noștri. Am încheiat citatul. Și aici, da, domnul ministru spune foarte bine. Nu înțeleg unde au crescut și e o tulburare profundă. Pentru că salariile în sistem au crescut. Oamenii aceștia sunt super specialiști. Adică au... Realmente sunt super specialiști. Au școli făcute afară, aceștia doi care sunt acuzați arestați. Acum și arestați. Au funcții, au salarii mari. Adică Beatrice Mahler, care e directoarea spitalului și care pare să fi fost implicată în declanșarea anchetei, spune că nu știe exact, dar este vorba de cel puțin 15.000 de lei în cazul unui dintre ei, la care se adaugă sporuri și așa mai departe. La care se adaugă faptul că toți acești medici au, de obicei, colaborări la cabinete sau clinici private, foarte bine, mai câștigă și de acolo, e dreptul lor să câștige mai mult, ok. La care se mai adaugă și cursuri la facultate, la care se mai adaugă diverse alte business-uri și așa mai departe. Bun. Bă, oricine vrea mai mulți bani, să fim cinstiți. Adică, pe bune, oricât ai avea, tot vrei mai mult, ori ți-ar plăcea mai mult. Dar care e pragul ăla când te gândești, bă, trebuie să fur ca să am mai mulți bani? Eu sunt dispus... să am compasiune sau să ofer circumstanțe atenuante cuiva care fură de foame, literalmente de foame, de mizerie. Bă, am furat un cașcaval ca să dau la copii de mâncare, că nu am bani. Băi, sunt dispus să înțeleg asta. Dar dacă ai un nivel de viață realmente bun, când câștigi 1000 de euro pe lună în România, trăiești bine. Sigur că ne-ar plăcea tuturor să câștigăm 10.000 de euro sau 100.000 de euro. Bă, mi-ar plăcea și mie să fiu bogat. Sau am avion privat, să nu mai stau la coadă la check-in, înțelegi? Bă, dacă nu am asta, mă apuc să fur? Unde este limita? Adică e o tulburare acolo. Și cum furi? Adică nu furi de la un bogat, să zicem. Nu furi de nu știu unde ca să dai la sărmani. Nu, condiționezi actul medical. Refuzi să-l ajuți pe unul care suferă și care vine la tine să te roage, bă, salvează-mă, ajută-mă să nu mai sufăr, să nu mor, și pe ăla îl condiționezi și furi ca să trăiești tu mai bine în condițiile în care oricum trăiești mai bine. Nu înțeleg asta nu înțeleg. Adică aici se întâmplă ceva, mintea mea se blochează la acest... Și mai o chestie, când se produce transformarea asta, știi? Că asta nu e o meserie, uite, nu mai merge cu radio, de mâine ne apucăm, punem termopane, știi? Da. Studiezi pentru chestia asta, da. Foarte mulți ești ani. Super specialist. Foarte mulți ani. Intri într-un sistem, da. Și teoretic trebuie să-ți placă, pentru că dacă nu-ți place, eu n-aș putea să fiu medic, eu n-aș putea să lucrez. Nu aș putea, nu sunt făcut pentru asta. Evident. Deci, te apuci de meseria asta pentru că îți place, e o chemare cumva. Da. Unde se întâmplă transformarea asta? Adică unde pe parcurs ceva se rupe și ai uitat de ce ai plecat la drum? Sau
ai luat poate o atenție când erai rezident, erai tânăr, erai plin de foame, erau salarii mici. Ok, am înțeles. Dar acum nu mai e cazul. Nu te oprești la un moment dat în viață? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.